să scape tot, dar fără gol la această fază. Băiuș. Șomlea. Pasă pe extremă, scapă mingea, însă Marjanović poate egala turda, 14 secunde din eliminarea lui Talaș. Rocozneanu pe extremă, Talma, erung mare, aruncă din nou, însă Cristi Taciuc apără, se dă 7 metri și eliminare la Cristian Fenici. Se duce să protesteze Fenici. Protestează și Pero Milosevic. Suntem de nervos pe margine, Cristian Fenici. Și a patra aruncare de la 7 metri, executat cum Sioche, două ratate de Ghiță, una de Daniel Pop. Sioche față în față cu Taciuc. Minutul 59. Sioche, o fentă, aruncă și reușește în cele din urmă să marcheze turda de la 7 metri. 24-24, 1 minut și 22 de secunde. Om în minus pentru Poli. Extrem de nervos pe margine Pero Milosevic. Șomlea. Nu este Șomlea în centru, deci Marjanović. Acum primește Ramon Șomlea. În pan, încearcă să-și facă loc în zona pivotului. Pătunde Păiuș, blocat de Talaș. Milosevic. Se apără bine Talaș, ajutat de Miloș Dragaș. Se întrerupe cronometrul. 29 și 17 secunde. Minutul în această depriză secundă. 24-24. Atac important pentru Timișoara. Milosevic în prepasiv Timișoara. Șomlea aruncă pe lângă poartă. A fost faultat. Se grăbește și Turdeni pentru a mai avea posibilitatea unui atac. O singură pasă. Șomlea aruncă, apără Irimuș, Păiuș, aruncă din nou, excelent Irimuș, apără cu capul. Ce intervenție a avut Ionuț Irimuș, Dragaș, 10 secunde. Și este timeout cerut de Horațiu Gal. Mai sunt 11 secunde. Protestează Pero Milosevic. Un atac de 3 puncte pentru Potaisa. Să vedem cine își va asuma aruncarea. A discutat Savic cu Sisiac. Însă ce intervenție a avut Ionuț Irimuș și la Șomlea, însă mai ales la Păiuș. A apărat cu capul acea aruncare a lui Păiuș din 6-7 metri. Ambii portari, intervenții excelente. Taciuc, un meci superb făcut astăzi. Timișoara are și om în minus. Să nu uităm de eliminarea lui Fenici. Are ok-ul de la observator arbitrul partidei. Și ultimul atac al turții, Dragaș. 8 secunde, aruncă Dragaș în plasa laterală, 24-25. 3 secunde, o secundă și se aude sirena. Turda câștigă la Timișoara, 25-24. Și-l aveți în imagine pe omul
care a marcat golul victoriei. Miloș Dragaș, fostul jucător al Timișoarei, înscrie golul victoriei. Mai erau 4 secunde. Dezamăgire în tabăra Timișoarei. Discută Flaviu Sâsiac cu Pero Milošević. Este o discuție amicală. O victorie extrem, extrem de importantă pentru Turda la Timișoara. Continuă protestele lui Fenici asupra arbitrilor. 25-24, așadar 3 puncte importante pentru Turda. În lupta pentru locul 2, Dinamo este la mare distanță în fruntea clasamentului. Pentru Turda urmează duminică meciul de la Berna. Apoi deplasare la Reșița și pe teren propriu cu Berna. Următorul meci din Liga Zimbrilor în sala Gheorghe Barițiu va fi după data de 20. Aici se încheie transmisia noastră de la Timișoara. Ne bucurăm că v-am putut transmite o victorie a formației noastre, 25-24. Atât de aici, din sala Constantin Jude. Noi suntem Cosmin Sărăjan și Florin Crișan. Vă mulțumim pentru atenție. O seară bună tuturor. La revedere!